Stimați frați, vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului. Vom lectura în această dimineață două versete. Aceste versete se găsesc scrise în cartea 1 Împărați, capitolul 21, versetul 2 și versetul 3, un cuvânt cu tâlc. Ahab a vorbit astfel lui Nabot. Dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de vertețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei, îți voi da o vie mai bună. Sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Amin. Mă invit să vă reașezați. În această, în această dimineață, în contextul serviciului de binecuvântare pe care l-am uh, avut împreună până acum, dar și a începutului de an uh, în care ne găsim, pe fondul unui mesaj început în seara de Revelion și de încheiat. Vom uh, vorbi în dimineața aceasta despre moștenirea pe care trebuie să o lăsăm generațiilor care vin după noi. Piserica Domnului din fiecare generație este chemată și în același timp este responsabilizată și responsabilă pentru vestirea cuvântului Domnului în timpul generației, în timpul vieții ei și, pe de altă parte, în a transmite următoare generații, valorile pe care le-a primit de la Domnul, de la înaintași și pe care, transferându-le mai departe, e responsabilă să le transmită îmbogățite, cu experiențe noi, cu adâncimi noi, cu angajamente, cu dedicare nouă și cu oameni noi, dedicați și pregătiți să ducă mai departe mărturia Cuvântului Dumnezeu. În seara de Revelion, pe care am sărbătorit-o împreună, am arătat din cuvântul Domnului că biserica, din fiecare generație, este responsabilă să aibă o viziune pentru generația care se ridică. Nu avem voie să gândim limitându-ne doar la noi, la binele nostru, la imediatul de sub ochii noștri, cum odată în vechime unul dintre împărați auzind ce judecăți, ce grozăvii, ce socoteli mari va avea Dumnezeu cu oamenii, cuvântul a spus, dar răul acesta care se anunță nu se va întâmpla în timpul vieții tale, ci în timpul vieții copiilor tăi. Regele bucuros a zis, cuvântul Domnului este bun, pentru că în timpul vieții mele va fi liniște și va fi pace. S-a liniștit, ce o să fie după mine treaba celor care vor fi atunci, bine că în timpul vieții mele o să fie liniște și pace. Acest mod de gândire nu este modul la care ne cheamă Dumnezeu, nu este atitudinea pe care o cere Dumnezeu să o avem când ne gândim la ce se va întâmpla după noi, după neamul nostru, în viitoarea generație, în generația copiilor, nepoților. A celor pe care le-am am văzut acum și în această dimineață la binecuvântare. Mâine poi mâine va duce Dumnezeu ziua când aceste fetițe vor fi mirese aici, biserică, mai târziu mame, că viața merge înainte. Avem responsabilitatea să privim vizionar viitorul și să ne îngrijim ca după noi să rămână o moștenire bogată cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață, aduce înaintea noastră o tentativă pe care Ahab, regele Ahab, a avut-o râvnind moștenirea unei familii. Era vorba de o grădină, un ogor, o vie, pe care regele Ahab a cerut-o lui Nabot zicându-i, dă-mi via ta, dă-mi via ta. Și voi face din ea o grădină plină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. Și în locul ei îți voi da o vie mai bună. Sau, dacă scade bine, îți voi plăti prețul viei în argint. Răspunsul lui Nabot este pilduitor. El a spus, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei să mă ferească domnul să renunț la moștenirea părinților mei. Stimați frați, ca să poți să dai cuiva o moștenire, trebuie să ai ceva. Nu putem lăsa moștenire ce n-avem. Nu putem. Ca să lăsăm generației după noi ceva, trebuie să avem acel ceva. Este foarte, foarte important să ne îngrijim ca această moștenire să existe și să fie bogată. Aduceți-vă aminte de acel neam, uh, fiul lui Recab, despre care li se spune cuvântul Domnului că într-o zi Dumnezeu a spus prin profetul uh, Ieremia că acești oameni să fie puși în fața unui test. Au fost aduși într-o casă, în fața lor a fost pusă băutură, a fost pus vin și li s-a spus, beți vin. La care uh, urmașii lui Recab au spus, nu. Noi nu bem vin. Dar de ce nu beți vin? Beți vin. Nu, au spus ei. Tatăl nostru ne-a lăsat poruncă să nu bem vin. Ne-a lăsat moștenire această învățătură. Și noi nu bem vin. Noi facem ce a spus tatăl nostru. Au preluat moștenirea de la părinți, au dus-o mai departe și au ținut-o cu sfințenie, vestind-o fără teamă, chiar și în fața împăratului care îi provoca, a profetului prin care erau încercați. Iată dar că moștenirea este foarte importantă, iar principiul care se desprinde de aici este că nu putem să lăsăm ca moștenire ce ne avem Oare noi ca biserică, biserica Emanuel, ce are cum se îngrijește, ce ar trebui să facă, ce ar trebui să lăsăm după doi generații care se ridică. Cuvântul Domnului din această dimineață are aceeași însemnătate și pentru dumneavoastră, estimați părinți, în relație cu copiii voștri. Trebuie să lăsați o moștenire. Și nu ne gândim aici, în primul rând, la case, la avere, deși și acestea vor rămâne copiilor voștri. Dincolo de această moștenire pământească, se cere să lăsăm după noi o moștenire duhovnicească. Această moștenire duhovnicească, cred că trebuie să îmbogățească generațiile care se ridică după noi. Câteva lucruri voi menționa în această dimineață din Cuvânt, Cuvântul Scripturii, cu privire la ce trebuie să lăsăm celor care se ridică după noi. În primul rând, trebuie să lăsăm cunoașterea Dumnezeului Bibliei. Va trebui să ne dăm toată silința, toată puterea ca în timpul lucrării pe care o facem a vieții noastre să propovăduim o imagine biblică asupra lui Dumnezeu. O învățătură biblică, sănătoasă, curată, pe care apoi, întărind-o, să o lăsăm ca moștenire celor care se ridică după noi. Oarecum îl vedeți pe Dumnezeu? Care este concepția dumneavoastră cu privire la Dumnezeu? Dacă ar fi să dăm răspuns la aceste întrebări, vom rămâne mirați ce accente vor pune oamenii, cum îl vor descrie pe Dumnezeu. Dincolo de toate aceste viziuni, înțelegeri pe care le putem avea, este fundamental, stimați frați, să ne preocupăm ca felul în care îl vestim pe Dumnezeu, felul în care îl concepem pe Dumnezeu, Ceea ce spunem despre Dumnezeu să fie adevărul biblic, să fie o imagine biblică, să fie un cuvânt adevărat inspirat din Sfânta Scriptură. Dumnezeul Bibliei trebuie să fie lăsat moștenire celor care vin după noi. Încet, încet, cei în vârstă sunt chemați de Dumnezeu acasă. Locul lor este luat de cei mai tineri care se ridică, încet, încet, și ei, alții care se adaugă, dar în locul acesta trebuie să rămână ceva ce să se mute de la o generație la alta. Acel ceva este Dumnezeul Bibliei, făcătorul cerului și al pământului slăvit să fie în numele Lui. În această adunare, în această comunitate, El trebuie să fie întrodat, cuvântul Lui să fie vestit, să fie respectat. Imaginea biblică cu privire la ființa lui să fie la loc de cinste. Un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu care îndrumă oamenii, care se descoperă, care se revelează, care salvează, restaurează. Un Dumnezeu care judecă în dreptatea lui, răsplătește pe cel care face bine, pedepsește pe cel care face rău. În același timp, așteptând ca cel rău să se îndrepte ca să primească, să primească viața. Dumnezeu ne cheamă să transmitem generației care se ridică după noi această imagine biblică asupra lui Dumnezeu. O învățătură sănătoasă. Este răspunderea generației noastre. Biserica de astăzi e chemată nu doar să vestească învățătura sănătoasă, ci este chemată și să o apere și să rămână în această învățătură. Trăim vremuri, stimați frați, în care vremuri învățătura sănătoasă, imaginea biblică asupra lui Dumnezeu și a căii sale este provocată în multe feluri. Pot fi atacuri din exterior, prin chipul viacului, prin filozofiile contemporane, sau din interiorul comunităților creștine, prin slăbirea uh, vegherii, prin, uh, eu știu, deviere spre tot felul de practici și de idei și de învățături, de erezii nimicitoare, de curiozități, de ciudățenii, Spiritul Lumesc ar putea să împrenteze concepția despre închinare, concepția despre Dumnezeu, învățătura scripturii, înțelegerea asupra scripturii, toate acestea ar putea să afecteze. Suntem chemați să veghem. I-am rugat lui Dumnezeu. Și vă chem ca biserică să veghem ca învățătura sănătoasă să fie păstrată și transmisă mai departe în comunitatea noastră ca o moștenire generației care se ridică. Dacă puteți lăsa ceva, frate David, frate Daniel, copiilor voștri, acest ceva trebuie să fie o imagine biblică asupra lui Dumnezeu. Să se poată spune cum s-a spus în vechime despre poporul Israel. Că au slujit pe Dumnezeul, așa scrie, Dumnezeul părinților lor. Dumnezeul părinților lor. Și acel Dumnezeu, Dumnezeu părinților lor, a lui Avram, a lui Isaac, a lui Iacov, era Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeul revelat în Sfânta Scriptură. Aceasta să fie grija fiecarei familii. Și grija generației noastre. Nu ce credem noi despre Dumnezeu. Nu cum ni s-ar părea nouă că este Dumnezeu, ci să ne întoarcem în la Biblie și să spunem așa cum este scris în Biblie. Să ne preocupe acest lucru. Domnul, să ne ajute. Apoi, în rândul al doilea, suntem chemați să lăsăm ca moștenire următoarei generații o morală sănătoasă, o pildă de trăire în sfințenie, o învățătură biblică cu privire la moralitate cu privire la trăirea în Sfințenie. Aici, părerile oamenilor pot să fie împărțite. Unii oameni pot să spună, după părerea mea, așa ar trebui să trăim. Și altul să spună, eu nu sunt de acord cu părerea aceasta, după părerea mea, așa ar trebui să fie trăit. Oamenii pot să aibă păreri. Noi nu suntem chemați să transmitem mai departe păreri. Noi suntem chemați să vestim mai departe cuvântul Domnului. Adevărul lui Dumnezeu revelat în Scriptură cu privire la etică, cu privire la moralitate. În vremea aceasta, și aici aș vrea să mă adresez celor care se îndelenicesc cu slujire prin din cuvânt. Domnul ne-a chemat să vestim cuvântul lui Dumnezeu în adunări, în biserica Emanuel și în bisericile din zonă. Nu părerile noastre, trebuie să le spunem, nu în noastre, ci cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este le scris care cuvânt să ne formeze părerile și să ne determine convingerile, clănițările. Nu după ureche. Că toate aceste învățături care sunt luate așa după tradiție omenești și după ureche și făcute calea lui Dumnezeu mai devreme sau mai târziu, lasă în urma lor decepție. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care dăinuie și pe acesta trebuie să l transmitem mai departe curat și nealterat. Sunt convins că viitorul bisericii lui Dumnezeu, viitorul bisericii noastre, Viitorul acestei adunări depinde de ceea ce facem noi cu învățătura despre sfințenie, dragi și surori. Ceea ce facem noi cu învățătura despre sfințenie determină viitorul acestei comunități, acestei biserici. Este important ca învățătura pe care o propovăduim, în ce privește moralitatea, să aducă în față standarde morale foarte înalte, așa cum ele sunt spuse în Sfânta Scriptură. În privința aceasta să nu fie făcută nicio concesie. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu este Sfânt și cine dorește să-i fie plăcut trebuie să trăiască în sfințenie. În nefericire, standardele moralității sunt slăbite tot mai mult în mijlocul societății și putem observa cum parcă și prin biserici încep să slăbească. În diferite aspecte. Aș vrea să menționez câteva domenii în care trebuie să avem foarte, foarte multă atenție. Un prim domeniu ține de felul în care ne configurăm în noastre personale. Nu avem dreptul, după Scriptură, să ne facem în credințări personale acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu pune principii clare. În privința aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ține în calea Lui cum se cade. Unii oameni, și au făcut încredințarea că nu e nicio problemă dacă divorțează și se recăsătoresc. Cuvântul Domnului spune că despărțirea în căsătorie este urâtă de Dumnezeu. Mai departe trebuie să ducem această mărturie. Sigur, pot fi situații în care oamenii ajung, Dumnezeu restaurează pe cel vătămat, pe cel care suferă, pe cel care se smerește și se pocăiește, este tot cuvântul lui Dumnezeu, dar sub nicio formă nu trebuie să coborâm standardele sub nivelul la care sunt așezate de Dumnezeu în scripturi. Moralitate în viața de familie, în felul în care este întemeiată o familie. În vremea în care noi trăim, standardele înalte ale cuvântului sunt neglijate de cei tineri, de unii tineri. Și ce seamănă omul aia cu legea? Băieți care își permit libertăți în relația cu fete, fete care își permit libertăți în relație cu băieții, călcând voia lui Dumnezeu cu privire la curăție, la puritate, la decență, la castitate și după aceea așteaptă să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să vestim și în domeniul acesta o înaltă moralitate. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Ah. Atitudinea față de cuvânt, cuvântul dat, dar al vostru să fie da, nu, să fie nu. Chestiuni legate de dependență. Fumatul, consumul de alcool, consumul de droguri. Observați, vă rog, cum societatea se metamorfozează un prieten de-al meu din structurile de conducere ale țării îmi spunea că odată vizitând una dintre țările Europe pot să spun și despre care țară e vorba că nu e niciun și, Olanda cineva din structurile de conducere ale Olandei spunea, domnilor ce e cu atâta conservatorism în România liberalizați, domnilor dați drumul la consum de marihuana, cum am făcut noi liberalizați prostituția care e problema? modernizați -mă. La care prietenul meu, un om cu o viziune creștină sănătoasă, a răspuns zicând, Domnilor, voi ați legalizat tot ce n-ați putut înfrâna și controla. Și să știți că așa e. Se poate observa la nivelul societății că ce nu se poate controla, se legalizează. Prostituția se legalizează, consumul de droguri se legalizează, divorțul se legalizează, promiscuitatea se legalizează, homosexualitatea se legalizează. Să ne ferească Dumnezeu ca în biserici să legalizăm păcatul. Trebuie să transferăm, să transmitem generației care se ridică după noi o moștenire bogată și în ce privește etica, moralitatea, frică de Dumnezeu, standarde morale înalte. Amin. Apoi, în rândul 3, se cere să lăsăm generației care se ridică după noi ca moștenire o viață spirituală sănătoasă, o spiritualitate înaltă, o evlavie aparte față de disciplinele spirituale, o preocupare față de rugăciune și o imagine biblică cu privire la rugăciune, cu privire la post. În vremurile în care noi trăim, rugăciunea pentru unii creștini devine să începe să incomodeze. Începe să incomodeze postul. Cum? Iar 40 de zile de rugăciune, de post. Dacă este să ne cercetăm pe noi înșine, toți, Domnul știe mai bine pe fiecare și nu vreau să generalizez, dar mă gândesc că o mare majoritate, începând cu mine, trebuie să ne pocăim în ce privește practicarea acestor discipline, inclusiv cea a postului. Cum am primit moștenirea de la părinții noștri? Aceia care sunteți de vârsta mea și v-ați născut în familie de credincioși, ce v-au învățat părinții voștri când erați mici cu privire la rugăciune? Părinții credincioși, cu privire la post, cu privire la adunare. Am primit o moștenire și am dat-o pe gratis lui NaBot. Ce mai dăm copiilor după noi? Cine mai postește duminică dimineață? Eu sunt unul care trebuie să mă pocăiesc aici. Și dacă sunteți și dumneavoastră în situația aceasta, să ne cercetăm. Vom spune, astea au fost lucruri, atât au înțeles ai noștri. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. i-au știut bine. Și-au umblat cu Domnul. Și suntem chemați pe această cale să umblăm în noiți. și noi. Iar această moștenire, spiritualitatea, trăirea în disciplinele spirituale, trebuie să fie transferată mai departe. Disciplina venirii la adunare, a dărniciei, a mărturisirii păcatelor, o moștenire uitată, netransferată mai departe. Erau vremuri când oamenii care aveau pe cuget o problemă nu îndrăzneau să ia cine a Domnului fără să se mărturisească la un slujitor. Fratele Iosif este mai în vârstă între noi și ne poate spune cum a fost atunci. Acum, foarte simplu, rezolvăm și problema acestora. Dăm binețe vorba fratelui Zaharie lui Dumnezeu, numai că i-am transmite și un text pe telefon, dacă s-ar putea, nici să nu fim acolo când ne rugăm și cu asta să ne ierte și am depășit problema. Această ușurătate pe care o putem observa ca tendință, eu nu vreau să generalizez și să spun că așa sunteți dumneavoastră. Observ tendințe. Uh, rezistența slăbește. Moștenirea e compromisă, e furată. Și cei care se ridică, copiii aceștia care se ridică, în ce fel de comunitate cresc? Ce văd? Cum sunt formate ființele lor? Și cum se duce mai departe prin ei, de la noi, credința? Suntem chemați, frați și surori, să lăsăm o moștenire bogată. O imagine biblică cu privire la Dumnezeu, o imagine biblică cu privire la morală, standarde morale înalte și o viață spirituală sănătoasă. Amin! Apoi, în al patrulea rând, cred că trebuie să ne asigurăm să lăsăm generației după noi experiențe spirituale bogate, experiențe cu Dumnezeu bogate, complexe. O exprimare, o manifestare autentică a lucrării lui Dumnezeu în mijlocul nostru. O trăire autentică a promisiunilor lui Dumnezeu prin experiențele spirituale bogate pe care le avem cu Dumnezeu. Nu trebuie să presupunem că cei care se ridică după noi știu că nu trebuie să ne ocupăm să le povestim despre lucrările lui Dumnezeu sau să-i facem marturi la lucrările lui Dumnezeu. Frații mei, bisericile și înainte de biserici stă scriptura mărturie, poporul Israel a suferit mult din cauza lipsei de preocupare a unei generații sau două generații în a conduce generația care se ridică în experiențe mari cu Dumnezeu. noi facem stăruință în Biserica Emanuel. Ne dorim din toată inima ca această moștenire a rugăciunii de stăruință pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, a minunii făcute de Dumnezeu când cineva este botezat de Domnul cu Duhul și primește vorbire în limbi, a lucrării lui Dumnezeu prin prorocie, prin vindecare supranaturală, să fie o moștenire transferată mai departe. Nu ca teorie, nu ca mărturisire de credință, nu doar ca un articol în crez, ci ca o practică a fiecarei familii, ca o preocupare a fiecărui tată, a fiecarei mame, ca să fie dusă mai departe. Frații mei, așa cum avem și este bună preocupare în Biserica Emanuel, să întipărim în mintea copiilor învățăturile Bibliei, sunt proiecte de memorare a Scripturii. Concursul Talentul Negoț. Am vorbit cu copii, am făcut ce am știut. Este de apreciat acest efort făcut de învățători, făcut de familii, făcut de părinți, ca în inima copiilor să fie întipărite legile lui Dumnezeu. Dar vă îndemn ca deopotrivă să fim preocupați ca acești copii și tineri să cunoască, să aibă parte de experiențe cu Dumnezeu în acord cu cuvântul pe care l-au citit. Rugați-vă împreună cu ei. Aduceți-i la rugăciune. Învățați-i să ceară lui Dumnezeu lucruri pe care Domnul le poate da, să le asculte rugăciunile. Vorbiți cu ei despre experiențele voastre cu Dumnezeu. Și ca biserică să fim preocupați ca această moștenire să o dăm mai departe. Eu călătoresc mult și prin țară și prin lume. Și am început în vreme să-mi dau seama că viitorul bisericii ține tare mult, ține de felul în care slujitorii ei înțeleg să accentueze învățătura. Nu degeaba a zis Pavel lui Timotei, fii cu luarea minte asupra ta și asupra învățăturii pe care o dai altora. Că de aceasta atârnă mântuirea ta și cum continuă cuvântul? Cum continuă? Rog biserica să spună. Și acelora ce te ascultă. Dumneavoastră veniți în locul acesta săptămână de săptămână, duminică de duminică, să ascultați niște oameni. Să ascultați niște oameni. Nu, să ascultați niște oameni, dar rând nevrând, ascultați niște oameni. Care se ridică, vorbesc, cântă, Exercează influență, exercită influențe. Mântuirea noastră depinde de slujba acestor oameni. Asta spune Biblia. Eu știu adunări care au primit de la părinții lor o moștenire extraordinară în materie de accente de învățătură pentecostală, pe care le-au făcut praf în 15 ani. Și nu mai au cedat. Ba, chiar s-au simțit fericiți să scape de tradițiile acestea. rugăciunile, de stăruință, străci acolo post, decență în vestimentație. Așa deci, de să avem foarte mare grijă. Nu știu cum se întâmplă că în dimensiunea aceasta slujitorii nu trebuie să umble la accelerație. Nici nu trebuie să-ți propui, să o atingi. E la cineva accelerația aceasta. Mie nu-mi face plăcere, ca om vorbind, să semnalez abateri de la normele lui Dumnezeu în materie de moralitate. Dar dacă este nevoie, o voi face de fiecare dată. Și dacă lucrul acesta mă va face urât, cel puțin pentru un moment, în ochii unora, știu că asta se întâmplă ca atunci când un prunc mic e căutat de doctor, se ringă mână. Este cel mai periculos și nepopular om de pe fața pământului, în viziunea copilului. Dar noi unul care să-i caute în circunstanța aceea mai bine binele. O să crească mare pruncul și când va înțelege ce i s-a întâmplat, va zice, mulțumesc frumos cu nădejdea că așa se va întâmpla într-o zi, vom spune mai departe acele nepopulare, dar sănătoase adevăruri. Și Domnul din cer să, țină, să ne țină pe care Lui. Le rog pe surorile de credință de Biserica Emanuel să-și aducă aminte de cuvântul Domnului cu privire la acoperirea capului la închinare. Cu privire la rânduielile noastre în ce privește decența în vestimentație cu privire la decența în relațiile conjugale pentru cei căsătoriți. Cu privire la etica muncii, corectitudine în afaceri, este voia lui Dumnezeu să trăim în sfințire. Amin. Spuneam că este esențial ca generației care se ridică după noi să-i lăsăm ca moștenire experiențe spirituale bogate, trăiri cu Dumnezeu. Aceste experiențe trebuie mai întâi să le avem noi cu Dumnezeu, dacă vrem să le transferăm cuiva mai departe. În această privință este de lucru în adunarea noastră. Mă Mi amintesc -am de ceva din scriptură foarte sugestiv. Cum de la o generație la alta s-a construit pe același model de experiență. Doar două exemple din Biblie. Vă duceți aminte cum a scos Dumnezeu pe poporul Israel din Egipt și l-a trecut prin mare? Acolo marea s-a despicat și oamenii au fost trecuți de Dumnezeu prin mare, pe fundul mării, ca pe uscat. Dumnezeu a făcut drum din fundul acelui, acelei mări, mării roșii. Generația aceea a pierit. S-a ridicat o nouă generație care urma să intre în Canaan. Știți cum au intrat în Canaan? Iordanul a fost despicat și au mers pe fundul Iordanului, pe albii Iordanului, ca pe un drum. Dumnezeu repeta tiparul experienței. Amintiți-vă de profetul Ilie, care este chemat de Dumnezeu și știe că va fi răpit. El caută să se izoleze. Duhul profetic, Duhul lui Dumnezeu descoperise celorlalți prorocii lui Elisei ce se va întâmpla? Și profetul Elisei nu s-a lăsat nici cum de profetul Ilie. Au ajuns la Iordan. Au ajuns la Iordan, profetul a făcut, profetul Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul, a lovit cu ea luciu apei, apele s-au despicat și au trecut pe partea cealaltă, pe fundul albei. La foarte scurt timp, Elisei a zis, Dă-mi o îndoită măsură de putere în Duhul tău. Asta vreau. Profetul a răspuns, dacă mă vei vedea, se va întâmpla. Dacă vei vedea cele întâmplate, ca să că Dumnezeu te-a ales. Vei primi ce ai cerut. Trec peste detalii. Elisei a rămas cu mantaua lui Ilie. Moștenirea. Știi ce a făcut cu ea? A făcut-o sul și a lovit cu ea luciu apei și s-a întors la Lui Ca pe uscat. De unde am învățat-o? De la bătrâni. Moștenirea pe care a luat-o, a conservat-o, a actualizat-o în generația lui și s-a asigurat să fie scrisă pentru generațiile viitoare. Avem responsabilitate în privința aceasta, stimați frați. A zice, pentru dimineața aceasta că suntem responsabili în al cincilea rând, să lăsăm ca moștenire modele de trăire creștină, modele demne de urmat, pilde de viață. Apostolul Pavel spunea într-o împrejurare, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Iar în epistola către Filipeni, capitolul 4, cu versetul 9, sunt niște cuvinte extrem de grăitoare. Uitați-vă, vă rog, preocuparea apostolului Pavel scrind unei biserici acum. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Poți să spui așa ca tată, poți să spui așa ca mamă. Putem să spunem așa ca slujitorii. Pavel se așează în fața celor oameni, bisericilor, ca model. Și aceasta este o moștenire. Slăvit să fie Domnul că în adunarea noastră sunt asemenea oameni. Frați de la care putem învăța, surori de la care putem învăța, familii care lasă în urma lor o mărturie aliasă, o mărturie, o decență, o lucrare a lui Dumnezeu în casa lor și cu ei, care ne încurajează, ne îmbărbătează și care ne stă în față ca pildă, slăvit să fie Domnul pentru lucrurile acestea. Cu gândul acesta, dragi tineri, să ne gândim la și noștri și să le respectăm și să le prețuim alergarea și să le urmăm pildă. În final, cred că trebuie să lăsăm ca moștenire viitoare generații și asta să fie o continuă preocupare, lucrători formați bine. Slujitori tineri. Pregătiți, instruiți bine, credibilizați, promovați, susținuți în rugăciune, motivați cu încurajările noastre, oameni pe care se așezăm în lucrare și în care să avem încredere. Cred că este responsabilitatea noastră. Ați auzit de statistici care scot în evidență că tinerii părăsesc bisericile? Tinerii părăsesc bisericile. Dar să știți că și bătrânii părăsesc bisericile. În unele locuri le părăsesc tinerii, în alte locuri le părăsesc bătrânii. Și m-am gândit de ce. Tinerii le părăsesc acolo unde generația mai în vârstă se fosilizează și încurcă spiritualitatea cu anchilozarea, cu forme învechite, încântare, în cântare, în program, în tot ce se întâmplă, pierzând contactul cu cei tineri care nu se mai regăsesc. Spiritualitatea este încurcată cu legalismul și cu formele reci. Tinerii pleacă. În alte locuri, tinerii își găsesc drumul lor, limbajul generației lor. Tot ce a fost vechi este uitat, moștenire primită, dată la o parte, se inovează. Cine mai umblă de pe acum cu trabant? Cine mai are în casă telefon cu fir? El așa cu rot. Gata. Și atunci, de ce ar trebui să conservăm ce am primit de acum 80 de ani sau 50 de ani? Ale au fost pentru atunci, de acum mai nou. Și aud denumiri de biserici care, în România, reflectă ruperea de orice fel de moștenire. Spre exemplu, nume de biserică. Impact Kingdom. România. <laughs> Asta spune ceva. N-am nicio problemă, fiecare își poate pune nume cum vrea. Dar prin felul în care s-a croit, o să se observe că bătrânii părăsesc biserica. Biserica aceea. Noi n-am dorit ca din biserica Emanuel să plece tinerii și nici să rămână acasă cei bătrâni. Generațiile trebuie să stea împreună. Frații și surorile trebuie să fie împreună. Cum familia este chemată să fie împreună și biserica trebuie să fie împreună. Și acest împreună se va realiza atunci când între noi va fi Dumnezeu Bibliei, morala Sfintelor Scripturi, o spiritualitate înaltă, așa cum o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, și experiențe cu Dumnezeu. Experiențele ne unesc. Experiențele cu Dumnezeu e pun împreună. Experiența trăită cu Dumnezeu, răspunsurile la rugăciuni, experiențele acestea înalte pe care le putem avea în rugăciuni de stăruință cu Dumnezeu, unesc biserica și unesc generațiile. Amintiți-vă de cum ne-a cercetat Dumnezeu și cât de drag ne era să ne rugăm Domnului și bătrân și tineri și fete și băieți și bărbați și femei și nu se mai ținea seamă care de unde e cei mai în vârstă cântau cu bucurie cântările tinere și cei tineri cu bucurie cântările celor mai în vârstă. așa -i? Experiența ne-a unit. Și pe acestea trebuie să le căutăm. Subliniez că avem responsabilitatea să lăsăm după noi tineri, slujitori, bine instruiți. În Biserica Emanuel avem această viziune și mulțumesc lui Dumnezeu și vă încurajez, stimați frați și stimate surori, să o cultivăm mai departe. Biblia ne arată că putem să rămânem împreună dacă fiecare generație contribuie cu ce are, cu partea ei și este primită cu partea ei. E sugestiv un loc din scriptură. Vă amintiți de felul în care a mulțit Dumnezeu Domnul Isus pâinile? Ucenicilor săi pe care i-a alesese, pe care i împuternicise, cărora le-a dat responsabilități, i-a delegat să slujească. Domnul le-a spus: „Dați-le să mănânce.” „Dați să mănânce acestor oameni flămânzi.” Iar acei ucenici s-au uitat către Domnul Isus și au spus: „N-avem de unde. De unde să le dăm? Nu avem nimic, nici o pâine n-avem. Știm cum am putea să le dăm, dar n-avem ce. N-avem resurse.” avem delegare, avem poziție, avem autoritate, avem responsabilitate, dar nu avem resurse. Și unul dintre ei a zis, e un băiețel aici care are cinci pâini și doi pești. Și uite că dintre tinerii s-a găsit unul cu resurse. Nu vi se pare sugestiv. Că un copil, un tânăr s-a pus la mijloc și a spus, am eu ce n-are generația voastră. Pun eu la mijloc resursele. Voi puneți înțelepciunea. Voi puneți delegarea, poziția, autoritatea. Și ne punem resursele. Și frumoasă lucrare a făcut Dumnezeu în acea împletire atunci. Eli nu mai auzea de mult cuvântul Domnului dar avea o experiență bogată și știa cubie când vorbește Dumnezeu. Dar nu-l mai auzea pe Domnul. Generația lui s-a fosilizat. Domnul a chemat dintre cei noi, noua generație, un proroc cu numele Samuel, care foarte interesant l-a auzit pe Domnul. Dar n-a înțeles ce să facă cu aia. A încurcat lucrurile. În acel loc din scriptură se vede din nou cum resursele unei generații sunt suprapuse cu ale celelalte generații. Samuel, tânărul, a pus auzirea vocii și eli înțelesul acelei voci. De asta avem nevoie și în Biserica Imarului. Fiecare generație să aducă ce poate și să slujească lui Dumnezeu în smerenie. Amin. Cred că acestea sunt lucruri pe care ar trebui să le lăsăm celor care vin după noi. Dumnezeu din cer să ne lumineze și să ne conducă mai departe. N-ați vrea în rugăciunea care ne stă înainte să venim înaintea lui Dumnezeu și să îi mulțumim pentru moștenirea primită de la părinții noștri, să-l rugăm să ne dea putere să o transferăm îmbogățită în, în Domnul mai departe și în contextul postului pe care îl avem și în care intrăm. Să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.